Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunteți toți cu toții bine și eu sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu! Vă alegeți o ceașcă. În care ceașcă vă regăsiți? Aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, pentru tot, dragii mei. Și dacă nu sunteți abonați, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile care le fac pentru voi. Și nu veți regreta, dragii mei, să știți. Vă puneți câte o dorință, o să vedem dacă dorința voastră se împlinește sau nu, sau este în așteptare. Ceea ce vești vă, vă dă ceștele, am să vedem pentru următoarele zile ce mesaje ne dă le dă ceștele. Am să încep cu prima ceașcă, să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Asta este prima ceașcă, dragii mei. Și uitați-vă, aici este o ghindă. Această ghindă vă arată că o să fie bine între relația voastră, să știți acest lucru. Uitați-vă, pentru că aici sunt, este aura voastră între dragostea voastră și voi sunteți aici două persoane. Să știți că aura voastră o să fie foarte puternică în dragoste și asta pe voi o să vă bucure foarte mult. Uitați-vă, aici este un bărbat. Care a pus mâna sub barbă și se gândește la voi. Să știți acest lucru: este o persoană care vă iubește în secret și această persoană se gândește mereu cum să se deschidă față de voi, pentru că într-adevăr foarte mult vă iubește și nu știe cum să se deschide. Acest bărbat poartă ochelari, este cu părul negru și este înalt, este un bărbat așa foarte, foarte frumos, dragi mei, să știți acest lucru. Și acest bărbat, cum am zis, a pus mâna sub barbă și se gândește cum să se dezvăluie vouă că vă iubește, să știți. Și acest bărbat o să vină într-o bună zi și o să se dezvăluie la voi pentru că acest bărbat într-adevăr vă iubește foarte mult. Asta poate să fie un prieten de-al vostru care vă cunoașteți, poate că Uh, uh, cum să zic, aveți o prietenie cu acest bărbat și acest bărbat vă iubește pe de ascuns, dar cum am zis, o să vină într-o bună zi și o să se deschidă la voi și o să vedeți cum uh, veți avea o relație foarte frumoasă cu acest bărbat, dragii mei, să știți, pentru că foarte mult se gândește la voi cum să vină să vă dezvăluie. Aici este un elefant, să știți că acest elefant vă arată că o să prindeți la putere, să știți că puterea voastră o să crească, știți că este o vorbă unde sunt mulți, Proverb, unde sunt mulți puterea crește, unde e unul puterea e mică, dragii mei, așa voi o să fiți foarte cu multă putere și o să puneți mână la mână familia voastră, tot o să fiți împreună și o să vă prindeți la putere. Cum am zis, o să aveți putere să faceți toate lucrurile pe care le aveți de făcut, fie familiare, fie la muncă, nu contează, dar o să prindeți foarte mult la putere și asta pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Aici în casa voastră să știți că este o lumină, dragii mei, această lumină să știți că vă arată că încetul cu încetul se împrește toate lacrimile din casa voastră și asta vă arată că o să fie foarte bine între voi. Aici este o buhnă în casa voastră, să știți că această buhnă va arată că o să primiți vești frumoase, vești bune și o să vedeți că aceste vești o să vă bucure foarte mult, de aia o să înceapă să se împrește toate Lacrimile din casa voastră, greutățile din casa voastră, pentru că uitați-vă, această buhnă stă în mijlocul casei voastre și o să aveți vești minunate, o să aveți uh, liniște, pace, fericire în casa voastră și într-adevăr asta pe voi o să vă relaxeze cât de puțin. Uitați-vă aici, sunteți foarte mândre, dragii mei, de voi, pentru că ceva o să faceți în viața voastră și asta... O să vă mândriți cu ceea ce faceți. Mai știu? eu o să găsiți un loc de muncă sau să deschideți locul vostru de muncă. Nu contează. Ceva o să faci pentru tine și asta o să te mândrească că poți face așa ceva. Sau poate să te mândrești cu familia ta. Familia ta poate să facă ceva frumos și asta pe voi să vă uh, facă mândre. Să știți ceva pentru voi o să fie foarte frumos că o să mergeți mândre pe drum, o să fiți mândre de voi, o să... Nu contează, dar să știți că această mândrie pentru voi o să fie o bucurie, o să fie de parcă o să ieșiți dintr-un oceanus la mal, dragii mei, să știți asta pe voi, o să vă bucure foarte, foarte mult să știți acest lucru, pentru că asta va arată ceașca voastră, că o să vă mândriți de voi, de familia voastră. O să vă între bani în buzunarul vostru, pentru că aici sunt doi pești care vă arată că drumul spre financiar, dragii mei, o să vă arate drumul cum să câștigați bani cum să vină bani în buzunarul vostru și să știți că acești pești, într-adevăr, de parcă sunt doi peștișori de aur, asta o să vă arată că financiar o să vă meargă foarte bine și asta, cum o să întrebați, cum am zis, că o să fiți mândre de voi, ceva o să faceți în viața voastră, că o să câștigați bani, ceva o să fie frumos, pentru că va intra bani frumoși în buzunarul vostru și, cum am zis, o să fiți mândre de voi. Aici este un picior, acest picior este alb, să știți că acest picior vă arată că o să apăsați mai bine pe pământ. Asta ce înseamnă că apăsați mai bine pe pământ. O să înțelegeți cine vă este dușmanul prietenul, așa, o să vedeți lumea cu alți ochi, o să aveți așa foarte, o să vă schimbați, schimbați părerile față de oameni, pentru că voi vă gândiți că toată lumea este bună așa ca voi, dar să știți că nu este așa, pentru că... De multe ori multă lume ți-a alunecat piciorul de pe pământ și ai văzut asta și ai știut asta și știi asta, dar tu ai continuat să faci mai departe bine și de acum încolo așa o să stai pe loc și o să zici stai o leacă, asta, această persoană nu merită binele meu sau nu merită iubirea mea sau nu merită uh, um, dragostea mea sau nu merită ajutorul meu, o să stați așa locului și apoi o să faceți un... Uh, Exemplu între voi și prietenii voștri, dragii mei, și atunci o să vedeți, o să apasați mai bine pe pământ și o să vedeți că a când o să faceți acest lucru, pentru voi viața se va schimba mult mai mult în bine Pentru că o să știți pe cine să ajutați și pe cine nu, dragii mei, cui să-i dați mâna de ajutor și cui nu, pe cine să iubești și pe cine nu, așa, o să faci o concluzie în viața ta și o să fie foarte bine pentru voi să știți acest lucru că asta trebuia să faci de mult, dar știi că, știți că este o vorbă mai bine mai târziu decât niciodată și asta o să vedeți pe voi, o să vă bucure foarte mult, să știți. Cu sănătate, aveți grijă de durerile de gât, poate să vi se umfle gâtul, poate să aveți așa să sărăciți, aveți grijă pentru că asta vă arată că așa o să aveți dureri de gât, o să răciți ceva, o să fie ceva cu o gripă. Cu sănătatea aveți grijă, dragii mei, să știți. Să vedem și farfuria ce ne va zice și dorința ce vă zice. Dorința voastră este încă în așteptare, dragi mei. Și uitați-vă, dragi mei. V-am zis că acea este o persoană, un bărbat care se gândește la voi și nu știe cum să vină, să știți. Deja uitați-vă, aici v-ați întâlnit, aici este o inimă și acest bărbat o să vină și o să vă... Dezvelă iubirea față de voi și uitați-vă ce fericire și bucurie intră în casa voastră. Uitați-vă aici este o pungă albă, această pungă. Cum v-am zis, o să fie ceva frumos în viața voastră, că o să vă mândriți de voi. Și aici a ieșit acea pungă albă cu bani, să știți în viața voastră financiar, o să vă meargă foarte bine, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și numărul 2 ce ne zice. Asta este numărul 2, vă arăt și vouă, ca să vedeți și uitați-vă ce rățușcă țanțoșă este aici, dragi mei. Această rață albă vă arată sănătatea, fericirea, iubirea, toți noii vor pleca din viața voastră, ceea ce a fost greu, ceea ce a fost rău, cine v-a făcut zile grele, cine v-a făcut să plângeți, să știți că toate pe rând o să pățească și ei, toate pe rând să știți că o să se întoarcă la picioarele voastre și o să-și ceară iertare de la voi, dragii mei, să știți. Fiecare persoană care v-a făcut rău, să știți că o să tragă karma pe care a făcut-o ei, dragii mei. Tot răul se va întoarce înapoi la ei și aceste persoane o să vină la uh, picioarele voastre și o să-și ceară iertare, să știți. Nu contează. Și poate să fie fică, fiu, prieten, soacră, socru, nu contează. Cine vă a făcut zile grele, să știți că o să se întoarcă totul înapoi la ei și ei o să vină și o să-și ceară iertare de la voi. Pentru că, uitați-vă, voi aici sunteți așezate și deja așteptați acele persoane ca să vină și acele persoane vor veni la picioarele voastre și o să-și ceară iertare să știți acest lucru. Uitați-vă, aici este un sac alb cu gura deschisă acest sac. Să știți că acest sac va ieși tot adevărul la suprafață, dragi mei. Cine v-a bârfit, cine v-a spus minciuni pe, pe, numele vostru, cine vă, cum să zic, poate că vă spune la locul de muncă că tu ești așa, mai știu, mai știu, mai știu ce este, poate că aveți grude care vă bârfiește, care amăgește pe spune multe minciuni la alți oameni, să știți că tot adevărul o să iasă la suprafață. Tot ce este, tot ce aparține ție, se va întoarce tot binele la voi, să știți acest lucru, tot adevărul o să iasă la suprafață, poate că aveți judecăți, poate că aveți altceva și uh, vă gândiți că o să fie de partea lor, o să fie de partea ei, nu contează, dar să știți că totul o să fie de partea voastră, pentru că toate adevărurile o să iasă la suprafață și voi o să fiți învingătorii și voi o să fiți cu drapelul în mână, dragi mei, să știți. Uitați-vă, aici este un copil, acest copil să știți că de parcă, fiți atenți la copiii voștri, parcă, de ca, parcă cade dragii mei și o să-și frângă o mână Poate că acum cum este zăpadă, poate să fie la școală, la grădiniță, nu contează, dar să fie atent pentru că văd că aici lunică și se frânge o mână dragii mei Să știți acest lucru, poate să fiți și voi să cădeți și să vă frângeți o mână, fiți atenți cu sănătatea pentru că, după cum vedeți, este o persoană căzută aici și cu mâna în sus, pentru că asta vă arată că ceva o să cădeți și o să vă frângeți o mână sau un picior, dragii mei, să știți acest lucru, fiți atenți când mergeți pe drum, când vă coborâți pe scări sau copiii voștri la grădiniță, la școală, să fie atenți ca să nu cadă, pentru că acum iarna este foarte periculos, fiți atenți ca să nu cadeți sau copiii voștri să nu cadă. Litera C, G, S, L, M, N și T. Persoanele care sunteți cu aceste litere, bărbat, femeie, nu contează, în nume sau prenume, să știți că pentru voi se deschide o carte nouă în viața voastră, se deschide o pagină nouă în viața voastră și să știți că tot ce este rău, tot ce este negru din familia voastră, din casa voastră, din corpul vostru, să știți că pleacă de la voi și trageți un aer curat, să știți acest lucru, pentru că asta vă arată că curcubeul deja iese pe cerul vostru, iese pe strada voastră și o să aveți o viață foarte frumoasă, mai ales pentru viitorul vostru. Să știți ce planuri aveți. Ce gânduri aveți de făcut să știți că totul se va împlini rând pe rând și asta pe voi o să vă bucure mult, o să vă simțiți persoane norocoase, cu cât o să se va îndeplini dorințele voastre, cu cât o să vă simțiți așa persoane norocoase să știți acest lucru. Aici este o scară, să știți pe această scară deja ați început să urcați. Poate să fie în carieră, poate să fie în dragoste, nu contează, dar pe această scară treptat, treptat ați început să vă urcați în sus și asta pe voi o să vă bucure pentru că e, foarte mult ai muncit, foarte mult te-ai străduit, ai, ai dorit să faci acest lucru și toată vremea erați lângă acea scară Dar să știți că deja ați început să urcați pe treptele scării și o să ajungeți acolo unde doriți voi, dragii mei, să știți acest lucru Poate să fie învățătură, poate să fie carieră, poate să fie dragoste, poate să fie familie, poate să fie unde n-ar fi, dragii mei Ceea ce ai dorit să știți că totul va fi bine și o să începi încetul cu încetul să urci pe acea scară pe care ai dorit-o toată vremea. Aici văd că veți pleca în străinătate pentru că este un drum lung și este și un avion ori din țara voastră în străinătate sau din străinătate în țara voastră pentru că aici zburați în altă țară sau cum am zis aveți un drum lung mai pe scurt așa ca să Înțelegeți și este un drum în străinătate, să știți acest lucru. Litera O și litera V o să faceți cunoștință cu așa bărbat, în nume sau prenume cu litera O și V, Dragii mei. Să știți că este un bărbat, cu acest bărbat o să faceți cunoștință și să știți cu acest bărbat o să aveți o relație. Să știți, mă refer la femei, pentru că aici este un bărbat sprijinit de un perete cu O și V în nume sau prin nume, cel mult două săptămâni sau două luni de zile o să faceți cunoștință cu acest bărbat. Este un bărbat de stat, poate să fie medic, poate să fie soldat, poate să fie polis, poate să fie, nu contează, la o ușă, de la ușă de stat cu un bărbat o să faceți cunoștință și cu acest bărbat o să începeți să aveți o prietenie și această prietenie să știți că se va duce până la o relație și după această relație să știți că poate să vă căsătoriți pentru că este ursitul vostru. O să vă bată la ușă, dragii mei, să știți. Vreau să vă zic persoanele care aveți probleme cu sânii. Vreau să vă zic dacă aveți așa probleme cu sânii, să știți că poate să dați niște analize și aceste analize să știți că o să iasă bine și asta pe voi o să vă bucure foarte mult. Pentru că poate că aveți așa un chist, poate că aveți altceva probleme cu sânii, și asta pe voi v-a îngrijorat foarte mult. Dar să știți că o să primiți vești bune și asta pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Aici este o rodie. Să știți că această rodie va arată belșugul, berechetul din casa voastră. Să știți că o să fiți. Cu familia voastră în belșug dragii mei Pentru că această rodie va arată câștigurile bogăția voastră Pe care o să aveți în casa voastră, în familia voastră Să știți acest lucru Pe viitor să știți că multe persoane poate să ajungeți la suma de bani pe care ați dorit-o La casa care o doriți, la mașina care o doriți Nu contează, dar să știți că bogăția este de partea voastră Pentru că aici voi împreună cu familia voastră Vă văd că sunteți în casa voastră, la masa voastră, așa cum ai dorit să știți că totul se va aranja, toate pietrele se vor aranja și toate dorințele o să fie de partea voastră, dragii mei, să știți. Să știți că aici este un cap de femeie, această femeie este așa cu părul nici lung, nici scurt, așa să zic, să știți că poate să fie o soră de-a voastră, poate să fie o cumnată de-a voastră, Fiți atenți la această femeie, dragii mei, pentru că această femeie de parcă dorește să vă alunece piciorul. De parcă dorește să vă facă rău. Această persoană poate că o cunoașteți. Această persoană mereu este în spatele vostru. La această persoană niciodată să nu spuneți secretele voastre sau gândurile voastre, mai știu ce aveți voi de făcut în viața voastră, pentru că această femeie este uh, dușmanul vostru. Și mereu vă face rău, dragii mei, această persoană niciodată n-a dorit să fiți voi fericite sau fericiți și nici nu dorește, dragii mei, să știți, pentru că este o femeie așa de parcă se ocupă cu farmice, să știți acest lucru și dorește poate să, să, vă despartă cu soțul vostru, de prietenul vostru, nu știu ce, nu știu ce, dar să știți, fiți atenți la această persoană. Această persoană, cum am zis, nu este cu părul nici lung, nici scurt, dar să știți că această persoană, aveți un dușman în jurul vostru, care dorește să vă alunece piciorul și să nu fiți fericite, dragii mei, mai ales în relația voastră. Să vedem și farfuria ce ne zice. Și la numărul 2, dorința este în așteptare. Și aici v-am zis că o să faceți cunoștință cu un bărbat. Uitați-vă, și aici a ieșit acel bărbat. O să faceți cunoștință și mai aveți încă 3 dorințe, și una să știți că o să se împlinească foarte repede. A doua este încă în așteptare. A treia se va împlini. Aveți 3 dorințe încă în plus ca să se împlinească și să știți că se vor împlini, dragii mei, aceste dorințe pe care le aveți. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc. Aveți grijă de voi. La revedere!